numele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuți au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Prizonierul Grifonului. Orașul ăsta i-a dormit duminică. Toată lumea se odihnește în familie. Uite, vine cineva! Melissa, unde mergi? La domnul Stanley după o carte. O ce? Să urmărim. Bună ziua, Stanley! Melissa, ai terminat deja Cartea Junglei? Da, domnule Stanley, vreau să iau continuarea, știu unde este. Timmy și Jimmy n-aveau ce face și m-au însoțit. Intrarea e gratuită, aici aveți ce face copii. Haide, oricum n-avem ce face. Hai! Cunoști povestea lui Merlu? Nu sunt decât cărți prăpuite. Cine cumpără așa ceva? Bătrânii sau premianții clasei? O, Jimmy! Și nici nu au poze. Nu sunt bune. Sper că într-o zi veți înțelege. Salut! Vezi ce căpățânare? Da, e haios! Nu mă căutați copii! Nu aveți jocuri video? Sau poate caricaturi? Niște trucuri cu imagini? Veți desenate, desigur. Ia să vedem. Bibi Fricotan, albă ca zăpada. Albă ca zăpada, o știm pe de rost. Atunci poți să-mi spui numele celor 7 pitici? Da, ai dreptate. Există lucruri mai interesante pentru copii, cum ar fi legenda din Providence. Iată un exemplar formidabil cu ilustrații. Nu vă deranjați. Da, priviți cum arată acest grifon. Nici măcar nu e colorat. Dar nu cunoașteți legenda grifonului? Nu ați învățat la școală? Nu, și nu ne interesează. Nu ne place să citim și apoi cărțile dumneavoastră sunt prea vechi. Hai să mergem. Biete Stanley, nu știi că lectura are un concurent puternic în zilele noastre? Copiii aceștia sunt nesăbuiți. Vor deveni niște ignoranți dacă nu citesc. Cum să-i fac să citească? Dacă aș fi eu un grifon... Ei bine, să ți se îndeplinească dorința. Apropie-te, prietene. Vocea asta nu se poate, este... Dragă Stanley, astăzi am fost jigniți. Trebuie să convingi în colții din oraș că este și util și plăcut să citească. Între noi doi, Providence. Mergeți, părinții voștri sunt îngrijorați. Vă jur că ne-au dat voie, domnule. De data asta chiar n-avem ce face. Mergem acasă. Ți-ai făcut temele? Nu. E noaptea leilor de mare. Se răzbună pentru cârligele îndoite. Atenție, pescari. Ei bine, a cam luat o razna. Uf,
Bună seara, copii! Fie-ți milă! Nu ne face nimic! Nu mă fac nimic! Eu doar pun întrebări! Le-ați cunoaște dacă ați ști legenda năzdrăvanilor? Răspundeți-mi la o problemă și voi scuza ignoranța voastră! Și dacă nu? Veți descoperi cărțile! Iată ghicitoarea! Ce urcă și coboară fără oprire, dar n-are nevoie de scară! E ultimul vostru cuvânt? Ne sperii prea tare! Nu ne putem gândi! Nici colorați nu prezint interes pentru voi? Nu mi-ați răspuns! Gata! Trezește-te, Oscar! Jimmy și Timmy au dispărut! Jimmy și Timmy? Poate doar s-au ascuns. Un pescar bătrân i-a văzut vorbind cu un monstru. Un monstru? Trebuie să verificăm. Poate are vreo legătură cu secretul din Providence. Fiul meu e năzdrăvan, dar dacă nu s-a întors, înseamnă că a pățit ceva. E frică de întuneric. Nu vă faceți griji, Providence e un oraș sigur. În seara asta vor dormi în patul lor, vă promit. Nu-i așa, Baltazar? Da, domnule primar, de altfel sunt deja pe urmele lor. Ieri seară, pe la ora 10, au ieșit de la Homar. Voi pune să se delimiteze un perimetru de securitate în jurul clădirii. El a văzut copiii după ce au ieșit de la Homar. Bună ziua, domnule, i-ați văzut pe Jimmy și Timmy aseară? Sigur că da, vorbeau cu un monstru înaripat. Un monstru? Întoarce-te acasă, e foarte cald astăzi. Dați-mi voie, domnule primar, un monstru înaripat cum arăta? Păi, cu cap de vultur, corp de leu, cu gheare și cu cioc de dragon. Luasă descriere, e tocmai cea a grifonului. Mimire nu este! Grifon, ce e asta? Grifonul din legenda din Providence, domnule Rudolf. E ridicol, citești prea multe cărți, dragă Oscar. Lasă poliția să-și vadă de treabă, mergeți acasă, situația e sub control. Să mergem la Stan Lee, el cunoaște bine legenda. Stan Lee nu răspunde, de obicei librăria nu e închisă. Poate e bolnav. Uite cartea cu legenda care ne poate edifica asupra grifonului. Crezi că este vreo legătură între absența lui Stan Lee și grifonul de care vorbește toată lumea? Am o idee! Hai să facem niște ture pe cer! Dacă există un grifon pe undeva, nu ne va putea scăpa! Baltazar! Spune-mi, i-ai găsit pe copiii aceia? Cum? Ce tot îndruci acolo, bătrâne? Cum adică grifonul? De ce nu King Kong sau Barba Albastră dacă ești acolo? Grifon! Nu contează. Bravo! Ți-a reușit deghizarea, dar nu am chef de glume. Au dispărut doi copii și... Unde a dispărut pasărea asta? Am orbul găinilor sau ce? Hei, te joci cu mine? Ai citit toate astea? Mărturisesc că sunt puțin uimit, Rudolf. Ce-i cu tonul acesta familiar? La prima vedere nu aș zice că-ți petreci serile cultivându-te, domnule primar. Mă calcă pe nerv tipul ăsta. Ieși afară! Nu suntem la carnaval! Ești cam agitat, Rudolf. Ascultă, cunoaște bine morile, dar nu e tocmai întreg la cap. Cine este? Dacă îmi răspunzi, plec și eliberez copiii, bineînțeles. Gândește-te, răspunsul se află într-una dintre cărțile tale. Cunosc răspunsul, dar nu accept șantajul. Putem aranja câte ceva, nu? Păcat! Zap!
Grifonul! Acolo! El e! Katia, ce mai aștepți? Haide, fotografiază-l! A dispărut? L-ai prins? Oh, cred că da. Nu știu de ce te apuci de ceva dacă nu-l faci bine, Katia. Oh, mami! Trebuie să facem ceva. Iată un indiciu. Trabucul i-a căzut din gură ca și cum i-ar fi fost foarte frică. Ia priviți aceste scrijelituri. Mai sunt și pe pervazul ferestrei, care era deschisă în timp ce ușa primăriei era încuiată. Din câte văd, încep să crezi în Grifon. Nu cred nimic. Eu doar constat, Grifonul acesta nu există. Eu l-am fotografiat chiar aseară. Și unde sunt fotografiile? Martens a dus să le developeze, trebuie să vină. Nu mai pot aștepta. Mi le veți aduce la comisariat. De acum încolo continuați cercetările cu discreție. Dacă lumea intră în panică, nu avem nimic de câștigat. Exagerez, Marten. Puteai să aduci fotografiile. Nu sunt deloc bucuroasă. Baltazar ne va crede niște mincinoși. Nu e cel mai grav lucru. Niciun cuvânt despre legendă în această carte de istorie. Numai Stan Lee are un exemplar al legendei scrise. Dar Stan Lee e de negăsit. Ce ne facem? Atenție, Oscar, e cald! Încă o victimă a Grifonului? Deci monstrul a intrat în el, nu? Stan Lee nu a căzut în capcana lui. El cunoaște secretele legendei și știe mai multe și despre secretele acestui oraș. Cu toții am învățat la școală despre legenda asta, dar ni s-au ascuns multe. Au dispărut mulți, chiar și Stan Lee. Ai uitat de bătrânul pescar! Nu trebuia să-i las pe copii să plece singur noaptea. Nu trebuia să-i las să plece. Nu e vina ta, Bob. A dispărut chiar și Rudolf, un tip zdravă de altfel. Pentru cine e asta? Pentru el. Salut, amice. A? Ce e cu toată povestea asta cu Grifonul? Poftim. Grifonul punea întrebări celor care voiau să descopere comoara. Ce fel de întrebări? Un singur om îți poate răspunde, Stan Lee? Dar unde e Stan Lee? Eu urmez. Hei, trebuie să faci numărul 5. Bună ziua, Melissa. Mama ta mi-a spus că ești aici. Bună ziua, nu mă mai joc. Acum câștigam și eu. Ești foarte rea. Cum faci să iei cărți acum când librăria e închisă? Toate astea sunt din vina lui Jimmy și Timmy. De ce spui asta? Pentru că am fost cu ei. Știu ce s-a întâmplat. Ce carte greoaie și mizeră! Ce are în ea? E foarte, foarte grea! De ce ai jignit cartea, Carlo? Nu vă supărați, domnule! Voiam să o duc la mine, ca să o citesc! Astfel, dacă vă întâlneam, puteam răspunde la întrebările dumneavoastră! În sfârșit, un voluntar! Să nu-ți pară rău, răspunsurile nu sunt în carte! Dau naștere luminii și totuși sunt obscur. Eu cine sunt? E ușor! Grifonul! Nu vă supărați, nu vă supărați! Am dreptul la o a doua șansă! Una mică de tot! Ba, nici vorbă! Zap! Stan Lee, în sfârșit! Unde ai fost? Tu ai strigat? Te-am căutat peste tot, răspunde! Da, eu am strigat, am citit un pasaj înfricoșător. Ești tare ciudat, Stan Lee, ești tu și totuși nu ești tu. Și de când citești pe întuneric? Ce se întâmplă aici? Dar... Desigur, e cuțitul lui Carlo. A fost aici? Unde e? Jimmy și Timmy au râs de tine și în aceeași seară au dispărut. Apoi Rudolf, pe care l-ai considerat întotdeauna un incult. Unde sunt? Explică-mi, Stan Lee. Nu se poate explica totul, mai ales la Providence.
Și Grifonul, cum a apărut? Ai vreo legătură cu el? Eu sunt Grifonul! Oh, nu! Stanley, Stanley, încearcă să te calmezi! Sator arepo tenet opera! Rotas rotas opera tenet arepo Sator! Sator opera rotas, nu, rotas arepo Sator! Uit un cuvânt, dar care? Niciodată nu am fost mai aproape de ceea ce caut. Nu pot lăsa să-mi scape această ocazie. Grăbește-te, Marten! Nu am picioare de gazelă! Nu mă privi așa! Nu pot merge mai repede! Scuză-mă, Marten, dar cred că Oscar e în pericol. Sator arepo tenet opera rotas. Oscar, ești teafă? Am găsit formula magică! Care formula magică? Sator arepo tenet opera. Rotas rotas opera tenet arepo Sator. Oscar! Oscar! Da? Oscar, răspunde! Sunt închis într-o imagine! Jimmy! Timmy? Ajută-ne, Grifonul ne-a închis aici și nu putem evada. Urcăm și coborâm, coborâm și urcăm. Nu e nimic de făcut aici. Nu avem nici măcar o carte de citit. Grifonul v-a pus o întrebare? Ce urcă și coboră fără încetare, fără să aibă nevoie de scară? Suntem noi, aiuritule. Numai vina ta, tu ai început. Opriți-vă, v-ați gândit la mare? La mare? La mare? Oscar, ajută-mă! Am vrut să ies de acolo și acum nu mai pot să sar, e prea sus! Ce întrebare ți s-a pus? Cunoaște bine morile, dar nu e tocmai întreg la cap. Cine este? Don Quixote! Nu văd nimic. Unde sunt? Au! Ești pe piciorul meu, Oscar! Carlo, ghetul de tine, ești în temniță. Brr, ce frig e aici! Când mă satur, trec dincolo. Vino să vezi. Ce soare! Mă sufoc! Așa e de când am venit aici. Îmi pare rău. Grifonul nu mi-a dat ochelari de soare. Nu pot să stau nici aici, nici acolo și nu pot... Știu, nu poți pleca. Spune-mi ghicitoarea. Dau naștere luminii și totuși sunt obscur. Cine sunt? Umbra. Dragă Oscar, sunt onorat de vizita ta. Ai talent la ghicitori, așa s-a zice. E destul de rar și te felicit pentru asta. Unde sunt Timmy, Jimmy, Rudolf și Carlo? Nu știu să răspund la întrebări, eu știu doar să le pun. Ești doar un personaj de carte, nu un conducător de joc. Dar eu sunt paznicul comorii. Ofer celui ce va rezolva ultima mea ghicitoare. Oscar, dacă te îndeamnă inima... Am fost mâine, voi fi ieri. Cine sunt? Am fost mâine, voi fi ieri, deci sunt astăzi. Ah.
Ce se întâmplă? Nu mai e nimic! Aș vrea să mă întorc la prietenii mei, dar cum să ies? Dacă aș încerca formula magică... Sator are potenet opera rotas! Ai sosit! Ceilalți au venit de mult! Deci, ce e în fundul librăriei? Un tunel secret? Mă cam doare capul. Mă duc la culcare mai devreme astă seară. Cartea asta cu legende e grozavă. Privește monstrul! Putem inventa un joc video. Ai dreptate! Super, Timmy! Excelent! Domnule, știți cum se fac jocurile video? Dacă ne ajută Martena, aș putea încerca, dragii mei, dar nu astă seară. Hei, prieteni, ce ziceți de asta? Don Quixote de la Mancha e plin de fantezie și de aventuri. O vreau pe aia! Trebuie să plec, am nevoie de aer. Deci, tunelul secret. Care tunel secret? Nu mi-amintesc nimic. Mă rog. Deci? Faci pe grozavul? Mă întreb dacă nu cumva Stan Lee s-a deghizat în grifon. Asta trebuie să fie, iar copiii și Rudolf și-au luat un mic concediu pentru a putea citi în liniște în librăria lui. Așa o fi fost. Tu ce părere ai, Oscar? Hei, ne asculți? Da, da, cred că da, lectură plăcută. Nu știu cine ești, dar voi afla. Memoria îți joacă peste? N-ai pierdut totul, Oscar. Deschide palma. E un indiciu prețios. Folosește-l cum trebuie. Au dublat în limba română actorii Daniel Vâlcu, Adrian Locovei, Iona Burdan, Ana Maria Vlad, Doru Fârte, Ileana Iurciuc, Alexandru Rusu, Rin Tripa, Petre Ghimbășan, Richard Balint. Traducerea și adaptarea Marcel Negreu. Regia Ileana Iurciuc și Doru Presecanu. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea.